Salutare și bine te-am regăsit la un alt fel de prim contact. Data asta am și condus un BMW iX M60 peste weekend și am mai vorbit despre mașina asta atunci când a apărut, pentru că e în continuare una dintre cele mai complete variante de mașină electrică pe care ți le poate oferi BMW. Din fericire am văzut și un i7, care este mai aproape de sol, să zicem așa. Mi-ar plăcea să văd o variantă de i5, poate Touring, însă până când vom obține un seria 5 electric sau un 5 Touring, asta e cea mai apropiată chestie de o mașină de familie, break, dar și înaltă, dar și electrică. Practic de aceea și zice iX M60, că este o combinație între mașină electrică, un X5 și ceva de la M. Are logo M60 și niște chestii de styling de la BMW M, ca să o facă să arate mai sport. Cât de sport și cât de tehnică, cu siguranță o să vă spună Flavius în review-ul de pe Cavaleria. Eu vreau doar să vă spun astăzi impresiile unui conducător, utilizator, dacă vreți, om care a cam condus tot ce se poate electric pe patru roți și nu numai. Și impresiile mele după ultimele 3 zile în care am trăit cu mașina asta, mă, sunt destul de interesante. E o mașină complicată, dar în continuare greu de înghițit, cel puțin din perspectiva designului. Nu intru foarte multe detalii, vreau doar să-ți arăt două, trei chestii. În primul rând, fața asta e din categoria ori îți place, ori nu-ți place și de cele mai multe ori senzația este în jos la capitolul aspect. Cred că BMW nu se mai străduiește să facă mașini atrăgătoare din prima, ci doar să șocheze cu designul. Ce zici despre chestia asta? Aștept impresiile tale mai jos la capitolul ăsta. Capota nu se deschide, dar capacul de la logo se deschide pentru a spăla camera frontală. O să vă arate Flavius mai multe despre asta. În rest, nările astea închise, pentru că avem o mașină electrică și tot felul de elemente de bronz care vin din pachetul suplimentar de design. Asta e una dintre culorile gândite pentru mașina asta. Nu știu de ce toată lumea se duce spre această culoare a betonului, aproape mat. Nu zice beton aici, dar cam acolo e. Hai să mergem un pic pe lateral, să vă arăt două chestii. Din unghiul ăsta îți dai seama că mașina asta nu e nici SUV, nu e nici hatchback. Are o siluetă de SUV, dar nu este. Adică garda la sol este foarte mică și da, se poate descurca fără probleme și pe un drum de munte. Eu am scos-o inclusiv la Dâmbul Mori, că am fost să urc la 7 scări. Am fost până la Cabana Piatra Mare, un traseu pe care recomand oricui, inclusiv cu copii. Și mașina n-are nicio problemă să ajungă până la capătul traseului, dar numai sus, evident. O ajută însă mai mult roțile astea pentru drumurile, să zicem așa, virajate. Am mers pe DN1A pe Cheia, unde am avut ocazia să pun aceste Bridgestone Alenza, scrie pe ele undeva, cu un indice mare de viteză și cu un balon de 40. La 22 de inci, cu un balon de 40 și cu o specificație de viteză destul de mare, anvelopele astea se descurcă bine, însă înaintea mea au mai condus-o și alții care au tras destul de tare pe viraje și masa mașinii își spune cuvântul. Gumele astea sunt aproape mâncate pe canturi. Dacă te mănâncă în talpă și o să calci foarte des și o să tragi de volan, cele 2,5 tone vor mânca prin acest cauciuc mai repede decât poți să zici cât e prețul la următoarea pereche. Așadar, dacă tot îți dorești o mașină cu inscripție M și o să găsești inscripția asta în câteva locuri, vine, o mașină de felul ăsta vine la pachet cu un cost suplimentar la anvelope. Anvelopele pentru mașinile astea nu sunt ieftine deloc. Te las pe tine să afli mai multe dacă ești în căutare de așa ceva. Inscripțiile astea cu bronz, mânerele închise aici, ușa este închisă acum pentru că accesul se face pe la șofer, am lăsat doar ușa aia deschisă, dar dacă te uiți așa, niște uși mari cu acces mare ca pentru un X. Însă, odată ce vii către spate, o să descoperi unul dintre micile minusuri ale acestei mașini. Te să aduc cheia. Portbagajul are doar vreo 500 de litri. Și pentru o mașină de familie, deja asta începe să pună unele mici probleme. O familie modernă însă nu va călători cu foarte multe bagaje și este mai mult decât suficient aici pentru orice călătorie medie. Mașina asta, da, poate să ajungă la vreo 500 de kilometri. Eu am scos vreo 450 în condițiile în care nu am mers la consum și am prins și coloană și aglomerație, iar toate accesoriile astea de încărcare sunt ascunse undeva aici. De aici de dedesubt până sub scaunele din față stă un pachet uriaș de baterii. Uite, am kit aici de pană, kitul legislativ, încărcătorul cablu și plasa pe care poți să o pui acolo dacă ai animal de companie pe care vrei să-l duci în condiții de first class. Odată ce am deschis haionul, poți să vezi niște chestii care, asta mă interesează pe mine foarte tare. Vezi chestia asta? Asta este fibră de carbon și cei de la BMW sunt în continuare, dacă nu greșesc, și astăzi cel mai mare producător de fibră de carbon. Avem fibră de carbon aici. Avem fibră de carbon
și pe aici. Este foarte multă fibră peste tot. Foarte multă fibră. Mașina asta va trebui servisată, apropo, în caz de, la servisuri care sunt certificate de BMW că pot să lucreze și știu să lucreze cu fibra de carbon. Și asta ar putea să facă mașina mai ușoară. Greutatea mașinii se datorează pachetului de baterii de 105 kWh, care se vor încărca pe un conector combo cu până la 200 de kW, dacă găsești o astfel de stație. Avantajul este că pentru cele mai multe drumuri nu va trebui să încarci. Eu am fost la Brașov și înapoi și m-am mai învârtit un pic pe acolo prin zonă și nu mi-a trebuit încărcare. Dar cum se conduce? Hai să dăm o tură prin oraș și să vă spun cam la ce ar trebui să te aștepți. Hai, așează-te pe scaunele astea frumoase de piele ventilată, cu piele vopsită cu măsline sau ceva de la măsline și o să îmbătrânească frumos. Cică. E frumoasă cheie și e bine să o ai pentru că are butonul de deschis portbagajul și de descuiat mașina. Aici este de încuiat și te simte când te apropii, se deschide, când te apropii, se încuie, când te depărtezi. La fel poți să spui cheia pe telefonul mobil, iar aici am suficient de mult spațiu pentru aproape orice. Asta îmi place, organizarea spațiului foarte bună, o păstra sistemul iDrive cu butoanele pe lemn. Foarte faină chestia asta de aici, selectorul pentru poziția cutiei, butonul de start-stop și așa mai departe, însă toate cristalele astea și de aici și mai ales de pe uși mă încurcă fantastic. La drum chestiile astea sclipesc din când în când, în funcție de cum bate lumina și nu vreau să trolez, știu că nu e neapărat pentru mine, mi-aș fi plăcut să există o opțiune fără. Aș plăti să nu le-am pe asta. Anyway, bun, hai să vorbim așadar despre cum se conduce mașina. Vă spunem că am apucat să o conduc. Hai să vă arăt cum pornește. Asta este sunetul ăla de la Hans Zimmer, sunetele astea pentru mașină electrică. Și eu am folosit-o foarte mult în CarPlay, însă și mașina are o grămadă de aplicații. Îmi place că le vede pe toate, inclusiv cele ale mașinii. Aici sunt toate aplicațiile și aici este în ecranul de casă, ai acest iDrive de generația 8 care funcționează foarte bine. Foarte, foarte fain, poți să adaugi, să mai scoți din widget-uri și poți să faci inclusiv chestia asta. Zâmbește la camera asta de aici. Uite poza. Da, poți să-i dau share cu QR code dacă vrei și uite, asta este o poză făcută de noi în weekend. Export foto, delete și așa mai departe. Camera aia te vede, nu știu exact care e utilitatea ei. Probabil că dacă vrei să introduci mașina pe car sharing, habar n-am. O chestie de felul ăsta. În rest, mașina are de toate. Consum 23, care dacă iei consumul ăsta și îl raportezi la asta, îți dă aproape toată bateria. Și cu toate astea am descărcat aproape toată bateria. Ea are un consum de peste 1 kW și ceva doar stând pe loc. Dar de ce stăm noi pe loc? Hai mai bine să pornim. Centurile albastre ca și logo-ul M de pe spate, negru ca și logo-ul de pe aripi, ca și logo-ul care apare inclusiv în instrumentarul de bord, ar trebui să-ți spună că ai sub tine o mașină cu specificație M. Ce este M aici însă? Păi hai să zicem că ai o variantă mai puternică a lui iX, care e deja în vreo 4 versiuni, însă nu ai versiunea cu cea mai mare autonomie. Dacă vrei cea mai mare putere, nu vei avea cea mai mare autonomie. M60 ar trebui să vină de la faptul că are peste 600 de cai putere, teoretic 620, ceva de genul ăsta, adică 450 de kW putere maximă. În realitate însă nu o să ajungi să folosești puterea asta aproape niciodată, pentru că ați văzut că v-am arătat consumul 23 de kWh la 100 de kilometri, înseamnă că dacă tu mergi constant cu 60-70 de km la oră, consumi undeva la 18 kW în fiecare oră. Ceea ce înseamnă că în realitate nu ai nevoie de 450, ai nevoie de undeva de vreo 25-30 de ori mai puțină putere pentru a face drumuri lungi. Că de fapt asta este șmecheria, asta este scopul unei mașini electrice, să ajungi confortabil cât mai departe. Cei de la BMW vorbesc de vreo autonomie de vreo 500 și ceva de kilometri, o poți obține. Eu cred că poți obține fluierând și 600 de kilometri, dar nu ți-ai mașina asta ca să faci 600 de kilometri fără oprire până la prima stație de încărcare. Eu cred că ți-ai mașina asta ca să-ți duci familia în confort, în navetă sau pe distanțe medii. Și acum mergem prin oraș. Și aici se simte, spre exemplu, cât de mult s-a muiat, să zicem așa, agresivitatea setărilor de suspensie de la BMW M, pentru că o suspensie tunată de cei de la M, dintr-o dată nu mai este chiar atât de agresivă.
și acum suntem puțin blocați în trafic, prețul pe care îl plătești pentru o mașină mare. Dar dacă tot dau cu spatele, pot să mă folosesc de camerele astea 360 care se văd super crisp. Ia uite, știu. Senzor de parcare de jur împrejur, o mașină ușor de manevrat, chiar și în astfel de condiții, că de fapt aici va trăi în cea mai mare parte a timpului. Dar indiferent ce vedeți în testele astea făcute pe drumuri virajate, pe drumuri lejere, în viața reală pe tine te interesează cum se conduce mașina într-un astfel de scenariu. Într-un oraș aglomerat unde trebuie să gestionezi drumuri înguste, parcări înghesuite, mult trafic, atenție de jur împrejur, aici se simte avantajul unei mașini gândite în primul rând pentru familie și după aceea pentru pilotul din tine. Pentru că deși scrie M60 pe ea, mașina este gândită în primul rând pentru confortul tuturor celor din mașină. Ceea ce nu e rău, pentru că mașinile astea nu sunt gândite pentru a fi alergate. Dacă vrei o mașină electrică de la BMW, un driver's car, te duci mai degrabă către un i4 într-o configurație mai sportivă. X-ul este un înlocuitor de X5 și uite, ai simțit denivelarea, abia acolo încep să simți unele limitări, să zicem așa, ale suspensiei pneumatice. Avem suspensie pneumatică față-spate cu o setare ceva mai fermă, pe care ajuns să simți la niște denivelări un pic mai serioase în oraș cum e asta. Așa, foarte confortabilă, foarte silențioasă, bine insonorizată și aș folosi, să zicem așa, un cuvânt, softată, este puțin înmuiată. E o mașină mare de familie, mai confortabilă decât X5, aș putea spune, în configurație competition, că am văzut că mulți oameni își iau așa ceva, sau cu specificație M a suspensiilor. Așadar, este un SUV, arată ca un SUV, este o mașină mare de familie, care se conduce calm, relaxat, până când simți nevoia să accelerezi și acolo vei simți toată puterea mașinii, dar și cuplul de peste 1000 de newtoni, undeva la 1100 de newton metru, și asta generează niște demaraje foarte interesante. Mașina asta poate demara spectaculos, nu e scopul meu să vă arăt cum demarează, pentru că tot ce mă interesează este că pot să fac chestia asta de la semafor. Ajungi într-o secundă și jumătate la 60 de km la oră. Adică e foarte satisfăcător, ca să zic așa, e plăcut pentru șofer să simtă chestia asta, dar cel din dreapta deja la a doua începe să zică iar cei din spate cu siguranță nu vor aprecia gestul tău și cu siguranță nu vei face chestia asta prea des, mai ales la drumuri medii și lungi. La navetă nu vrei să faci chestia asta. Mașina e gândită pentru confortul celor din spate. Din nou, mai multe în review-urile anterioare, în ceva mai arătat și Flavius, nu cred că este o mașină pe care să o conduci la potențialul maxim de putere al mașinii, deși ai câte un motor pe fiecare punte. Tu vrei să o conduci cea mai mare parte a timpului relaxat și să fie manevrabilă. Iar la partea de manevrabilitate, ce îmi place foarte tare la mașina asta este volanul. Chiar dacă are o formă ciudată, are forma asta nu pentru că este adus din viitor, ci pentru că trebuie să văd afișajul ăsta prin volan, nu pot să-l văd tot, părțile astea de aici îmi sunt inaccesibile din cauza formei volanului, dar cu toate astea are o poziție bună, este manevrabil și direcția este destul de intuitivă. Este evident și amoale, nu are legătură directă cu roțile, nu are un răspuns fizic al comenzilor, dar este ok. Și asta, din nou, îți permite un condus relaxat, dar și dacă vrei să conduci ceva mai rapid. Problema cu condusul rapid este că mașina asta poate să conducă rapid și distractiv în linie dreaptă. În linie dreaptă poți să faci asta. Pe drumuri virajate nu. Greutatea mașinii te va penaliza în viraje. Cu toate setările de suspensie bine făcute de cei de la BMW M, nu poți să faci chestii prea multe pe viraje. Te ții un pic bine? Uite, intrăm în giratoriu și o să facem giratoriu cu 30 la oră, 33 la oră. Mașina poate să stea pentru că virează și cu spatele, dar ai simțit-o? Ai văzut cum se înclină? Nu se înclină mult, se înclină controlat, rămâi în controlul mașinii pe toată durata manevrei, ca să zic așa, însă pachetul mare de baterii își spune cuvântul, chiar dacă avem fibră de carbon, o mașină bine închegată, bine insonorizată, suspensii bine setate, rămâne o mașină de 2,5 tone și asta e, n-ai ce să-i faci. Așadar, am stabilit că accelerează bine. Stă bine în viraje dacă vrei să tragi de ea, dar nu este recomandat pentru că o să ți se facă rău ție sau dacă nu celor din spate înaintea ta cu siguranță. Și e păcat de tapiseria asta să o pătezi.
Iar apoi ar trebui să mai vorbim un pic de partea de condus. La partea de condus, dacă nu abuzezi mașina și vei folosi surplusul acela de putere doar pentru a face câte un demaraj din când în când, ești ok. În cea mai mare parte a timpului e relaxant să știi că ai o rezervă de putere suficient de bună încât 99,9% din mașinile de pe stradă nu te pot bate la demaraj. Vei putea face depășiri oriunde, indiferent că ești în oraș, la semafor, fie că ești undeva într-o coloană și în sfârșit, după o jumătate de oră, poți să depășești camionul ăla sau acea mașină din vârful coloanei care este prea lentă. Ăsta este avantajul acestor motoare electrice puternice. Apoi însă, vine o parte interesantă. Mașina asta face și recuperare într-un mod adaptiv, spune BMW. Uite, spre exemplu, scrie aici un board adaptive. Când iau piciorul din accelerație în momentul ăsta, ea va face foarte puțină regenerare. Și asta înseamnă că asta este bine. Mașina mea, spre exemplu, în Model Y-ul, face regenerare automat. În momentul în care au piciorul în accelerație, începe să decelereze recuperând energie. Mașina asta nu face lucrul ăsta imediat. Începe să o facă progresiv. Și uite, spre exemplu, acum apropii de mașinile de la semafor, iau piciorul din accelerație și a început să frâneze, făcând recuperare. Până când mă apropii și trebuie să preiau eu și să pun frână. Și va face recuperare foarte, foarte interesant prin acest mod adaptiv. Ce cred eu însă că mai trebuie să tai de cei de la BMW este că recuperarea asta, în momentul în care vede că te apropii cu radarul de distanță, începe să intre pe recuperare, dar nu poate recupera mai mult de 100 de kW. Mașina fiind mare însă, 100 de kW va face ca mașina să decelereze prea încet. Și atunci eu aș vrea să facă recuperare maximă până când mă opresc în spatele mașinii de la semafor. Și aș vrea ca mașina să facă lucrul ăsta, dacă este posibil, pe ambele motoare. Din ce îmi dau eu seama, cred că face doar pe un singur motor regenerarea. Nu știu toate detaliile tehnice, dar sunt pregătit să pariez după cum îmi spune mie centrul de greutate, după cum îmi spune fundul, ca să zic așa, cum simt mașina, este că face recuperarea pe motorul din față și din cauza asta masa mașinii se și înclină către înainte și nu este întotdeauna distractiv. Ajungi să folosești destul de des frâna în timpul regenerării, pentru că nu e previzibilă. La mașina mea, spre exemplu, știu că de fiecare dată o să recupereze la fel și când iau piciorul din accelerație, ea începe să recupereze. Am ajuns să-mi cunosc atât de bine mașina că nu mai frânez aproape niciodată când mă apropii de intersecții, semafoare sau opriri. La mașina asta nu poți să faci lucrul ăsta pentru că această recuperare adaptivă începe să se activeze doar când te apropii de un obstacol. De acum, spre exemplu, iarăși am luat piciorul, face o recuperare cu 10 kW, mașina din față a încetinit, mă apropii de ea, începe să crească recuperarea și acum încetinește. Dacă viteza traficului este sub 25-30 de km la oră, este ok. Sau dacă vii tu suficient de încet în spate, regenerarea apucă să încetinească suficient mașina ca să nu ai nevoie de frâne. Frâne M, evident, la care o să ajungi să umbli foarte, foarte rar. O altă chestie care îmi place foarte tare este cum virează și cu spatele. Ai observat chestia asta? Și este foarte manevrabilă. Poți să o parchezi în multe locuri cu o singură condiție, să ai suficient spațiu în care să încapă mașina asta, care este o mașină destul de mare. În concluzie, este o mașină confortabilă pentru o familie, e bună și pentru navetă, dar și drumuri lungi. Are de toate pe ea și BMW a introdus aproape toată tehnologia de care este în stare. Este un BMW în adevăratul sens al cuvântului, pare a fi din viitor, deodată ce urci în ea, te împrietenești destul de repede cu această gramatică vizuală de toate butoanele, de piele, de lemn, de cristale, de toate chestiile astea, îți devin destul de repede familiare și asta este un lucru bun. Apreciez faptul că mașina asta încearcă să fie în primul rând o mașină și abia după aceea să fie ceva din viitor. O mașină ușor de recunoscut pentru cineva care a mai avut un BMW înainte. Este însă o idee bună să fie prima ta mașină electrică dacă treci de pe un X5 sau un X6, poate un X7 chiar, de ce nu? Da, din punctul de vedere pot să ți-o recomand. Problema apare în momentul în care să te uiți pe eticheta de preț și o să vezi că mașina cu echipările pe care o vezi aici este la 140.000 de euro cu TVA inclus. Varianta mai accesibilă este vreo 120.000 și asta este în varianta M60, dar ai și versiuni mai ieftine la preț dacă nu vrei versiunea cu de toate. Mulți oameni care și-au însă un astfel de BMW de top vor să pună tot ce se poate pe el și îi înțeleg. Vor, dacă toți și-au luat o mașină de familie, vor să bucure de tot ce are să le ofere BMW. Ok, însă merită banii ăștia? Dacă îți place neapărat marca și dacă vrei să rămâi la BMW, da.
vei avea tot ce-ți dorești și este în regulă. Ai garanție 8 ani la sistemul electric, vreo 3 ani la caroserie și alte asemenea, întreținere pe nu știu câți ani, depinde ce fel de variantă ți-a oferit dealerul, nu e rău. E o mașină care va consuma, hai să zicem, relativ ok, pentru cât de mare și de puternică este, un consum de 23 este deja undeva acolo cu Taycanul, dacă vrei. Mașinile premium mari, grele, consumă ceva mai mult, însă nu este în niciun caz o mașină eficientă, pentru că nu asta își propune, că ai toate brizurile de pe ea, ai sistem audio, ai tot felul de chestii care încreunează toată mașina, plus o baterie care să-ți dea ție, să zicem așa, relaxare, mai ales când conduce eficient la drum lung. Ceea ce, din nou, este o chestie care este bună, dar este asta prima ta mașină electrică dacă n-ai mai avut până acum un BMW? Aici apare discuția, pentru că aceeași autonomie eu pot să o obțin și cu un Model Y care costă de două ori mai puțin și nu are cu siguranță toate brizurile astea, dar are o baterie mai mică. Pentru că de la 75 de kW la 105 kW, ăștia 30 de kW/h în plus, nu prea mai adaugă prea multă autonomie pentru că îngreunează cu totul mașina. La cât de multă fibră de carbon e pe mașina asta, la cât de multă tehnologie dezvoltă BMW i de mai mult de 10 ani, mă așteptam să văd un BMW cu o autonomie de 1000 de km deja, pe electric. Dar nu este ăsta. Este încă o mașină de tranziție și cu siguranță nu este gândită să mănânce din felia X5, X6 sau X7. La prețul la care este poziționată mașina asta, BMW nu-ți spune, ia-o pe asta în loc de alea. Mașinile acelea au încă o viață lungă, dintr-un motiv foarte simplu. E mai ieftin să-ți iei un X5 diesel și să bagi motorină în el 3 vieți decât să-ți iei un iX M60. Și aici este problema. Mașina asta nu este competitivă din punct de vedere al costului, dar este o mașină pentru cineva care nu mai vrea să scoată fum, care are acces la o stație de încărcare acasă sau la birou și preferă varianta asta. Este mai silențioasă, este confortabilă, are toate tehnologiile și eu cred că merită băgată în seamă pentru lucrurile astea. Dacă nu te încurcă prețul, o recomand. Dar altfel, nu este competitivă și nici măcar n-am început să vorbesc de alternativele de la alte mărci, pe care cu siguranță încep să le afli odată ce cauți o astfel de mașină. O alternativă de la alte branduri, însă pe scurt, Mercedes EQS SUV, pe care aș vrea să-l văd. N-am apucat încă să-l conduc, dar dacă are tot ce este pe EQS, este deja o variantă interesantă, însă va fi și ăla mare și foarte greu. Și evident, un SUV-ul de 100 și ceva de mii de euro, cu accelerare mai bună, autonomie mai mare, rețea de încărcare Model X. Dar nici Model X nu este o mașină nouă și cu siguranță nu este perfectă. Ușile alea interesante au și ele nevoie de servicii din când în când. Tot proprietarii de Model X sunt fericiți și nu prea nici ei. Deci nu pot să spun că este neapărat o opțiune perfectă pentru cineva care vrea un SUV de lux premium de peste 100.000 de euro. Dar cam atât despre această mașină. BMW X M60 mi-a plăcut, a fost un weekend drăguț, nu mi-aș lua. Dar am un BMW electric pe care membrii l-au văzut deja, am un scooter electric, BMW face niște scootere electrice foarte bune și cu siguranță voi fi foarte atent la ce mai scoate BMW pe partea de electrice în format de sedan sau de touring, adică de break. Acolo aș vrea să mă uit mai mult. Nu aș vrea să fiu atras de o siluetă de SUV, nu mă atrag siluetele de SUV pentru că nu este un SUV adevărat, nu mai facem off-road, cu siguranță nu faci off-road într-un BMW decât mai prea rar încât să conteze și aș vrea să obțin confortul și toată senzația BMW într-o mașină care să merite toți bani. Dar sunt curios ce impresie ai tu despre mașina asta și nivel de echipare M60. Te încurajez încă o dată să vezi și review-ul detaliat cu toate specificațiile tehnice făcut de Flavius, care este mult, mult mai competent când vine vorba de inginerie și de tehnică auto. Dă-mi un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prieteni și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja și le mulțumesc mai ales membrilor noștri care au văzut și acest clip, ca de obicei, în avans. Numai bine!